Am meditat destul de mult în ultima perioadă, am introdus mai mult introspecția. De ce? Pentru că meditația te duce într-o stare de a fi nimic. Ei bine, în business, concluzia este că noi nu trebuie să facem nimic ca să fim. Doar ești. Aleg și vreau să învăț și să trăiesc, să curg cu lucrurile pe care le fac și să devii, să fii cu una cu acțiunea. Că de fapt asta este starea de flow, da? Dar se antrenează și este o stare efectiv, ești acolo și ești în corp. Înveți să fii în corp și să curgi. Bine, e o regulă pe care eu mi-am, de-a lungul timpului m-am, să zicem așa, mi-am conturat, o regulă 10-90. 10% gânduri, 90% acțiune. De ce? Pentru că atunci când ai foarte multe valori ale realității și le pui în foarte multe cutii unghiuri și așa, efectiv amorțești și nu mai acționezi și rămâi în minte. Ești foarte mult în minte. Ești în minte cât ai nevoie să fii în minte, după care ești în flow.